Bine v-am găsit, dragi copii! Mă numesc Rodica Muruz și astăzi vom avea o lecție de istorie în clasa a patra și vom vorbi despre Mihai Viteazu ca întâiul unificator al țărilor române. Mihai Viteazu a fost domnitor din anul 1595 până în 1601. Pe parcursul lecției vom însuși cunoștințele referitoare la perioada 1595-1601, veți memora noile cuvinte necunoscute și veți putea să-l caracterizați pe Mihai Viteazu ca întâiul unificator de țară. Care sunt cuvintele necunoscute? Dicționar istoric, sigiliu, ștampile, care se aplică pe documentele emise de curtea domnească, uniune, asociere a unor provincii sau țări într-un singur stat în baza unor convenții sau înțelegeri. Cine a fost Mihai Viteazu? Care a fost originea și caracterul său? Mihai Viteazu a fost într-o chipare a eroismului, izvor de putere, de mândrie, de încredere pentru poporul românesc, a fost un domnitor neînfricat, a cunoscut din plin bucuriile și durerile vieții, a cunoscut dulceața biruinței și amărăciunea înfrângerii. Portretul lui Mihai Viteazu. O viață avem și o cinste. Deșteptați-vă că am dormit destul, spunea Mihai Viteazu. În continuare, vom vorbi despre Mihai Vodă ca domnitor neînfricat. Când domnitorul Mihai Vodă a urcat pe tronul țării românești, sultanul turc a hotărât să transforme țările române în provincii ale Imperiului Otoman. Oștirile turcești au trecut Dunărea și înaintau în țara românească, dar armatele domnitorului au opus rezistență și i-au învins pe otomani la Călugăreni în anul 1595. În această luptă, marele domnitor a demonstrat calități deosebite și a fost supranumit Mihai Viteazu. Deci memorați anul 1595, lupta de la Călugăreni. Lupta de la Călugăreni, observați harta. Mai departe vom vorbi despre unirea țărilor române, cum a avut loc și cum a fost realizată. Mihai Viteazu înțelegea că înlăturarea pericolului otoman putea fi realizată doar prin unirea țărilor române într-un stat puternic. Atunci, în anul 1599, domnul Muntean înfrânge armata principelui transilvanian Andrei Bathory și unește Transilvania cu țara românească. La Alba Iulia, Mihai Viteazu a fost întâlnit de români cu mare triumf. Apoi, la începutul anului 1600, oastea lui Mihai Viteazu trece Carpații și intră în țara Moldovii. Domnitorul Ieremia Movilă, ostil față de planurile domnitorului Muntean, fuge din țară și Mihai Viteazu devine stăpân și peste țara Moldovei. Astfel, a fost realizată pentru prima dată în istorie unirea tuturor românilor într-un singur stat. Lupta de la Călugăreni, care a avut loc în 1595. Intrarea în Alba Iulia
solii turci aduc darul lui Mihai din partea lui Mehmed. Și în continuare observați sigiliul lui Mihai Vodă, care cuprindea trei simboluri: vulturul țării românești, capul de bour al țării Moldovei, care se află în interior, leii Transilvaniei și inscripția: Eu, Mihai Voievod, cu mila lui Dumnezeu, domn al țării românești, al Ardealului și a toată țara Moldovei. Deci acesta este sigiliul domnitorului Mihai Viteazul. În încheiere, aș vrea să memorați că Mihai Viteazul a intrat în istorie ca întâiul unificator al românilor într-un singur stat pe teritoriul fostei Dacii. Vă mulțumesc, dragi copii! Ne revedem la lecția următoare. Pe curând!